În cadrul lucrărilor întreprinse de cei de la Apa Serv pentru înlocuirea rețelei vechi de furnizare a apei potabile vor intra și cele două stații de tratare a apei de la Taia și Zănoaga. Este important de știut faptul că în momentul lucrărilor alimentarea cu apă nu va fi întreruptă. Am început pe lângă reabilitarea rețelelor, cele două stații de tratare, stația de tratare Taia și stația de tratare Zănoaga. Sunt semnate și acolo cele două contracte, lucrările au început, în prima fază se face proiectarea, urmând ca undeva în primăvară să înceapă lucrările efective, pentru că cele două stații vor avea se va schimba întreg fluxul tehnologic, vor fi echipamente noi, vor fi trepte de tratare noi, astfel încât să ne aliniem la tot ce înseamnă ultimile noutăți în ceea ce privește tratarea apei. Dar condiția principală atunci când se începe reabilitarea celor două stații, ca ele să nu se oprească astfel încât să perturbăm alimentarea cu apa populației. Rețeaua de tratare și de furnizare a apei potabile este una destul de veche, iar pentru a preveni eventualele neplăceri sunt în desfășurare lucrări de înlocuire a acesteia cu o rețea modernă.